Dumnezeu cel bun și sfânt ne-a dăruit acest pământ. România-i țara mea, dar au plecat prea mulți din ea. Românie, țară dragă, primește-ne acasă iară. Românie, Românie, ne arde dorul de tine. Românie, țară veche, țară mândră veche, nu lăsa român să plece, nu-i lăsa să plece. Dacă românii tăi pleacă, dacă ei mai pleacă, rămâne țara săracă, rămâne săracă. Ni-i rușine și să spunem, Doamne, cum să spunem, ce-am avut, ce-a fost odată, noi am fost odată. Munții noștri aur poartă, munții aur poartă, noi ieșim din poartă în poartă, tot din poartă în poartă. Noi ne-am depărtat prea iute de pământurile noastre și am ajuns străini prin lume, depărtați de frați și case. Am uitat de monumente, de oarba mălășesc moiseni. De troița de la poartă, să-ți faci cruce-n dreptul ei. Românie, țară veche, țară mândră veche, nu lăsa român să plece, nu-i lăsa să plece. Dacă românii tăi pleacă, dacă ei mai pleacă, rămâne țara săracă, rămâne săracă. Ne-i rușine și să spunem, Doamne, cum să spunem, ce-am avut, ce-am fost odată, noi am fost odată. Munții noștri aur poartă, munții aur poartă, noi și din poartă în poartă, tot din poartă în poartă. Concursul de recitator Buna Vestire s-a desfășurat sâmbătă 18 martie la Casa Vânătorilor la Urdin. Concursul respectiv a reunit în jur de 60 de recitatori din Novi Sad, Ecca, Coștei, Vârșăț, Sân Mihai, Uzdin, dar și din România, mai precis din Timișoara și Arad. Da, din punctul de vedere al organizatorilor a fost o ediție reușită, aș zice. De la început nu am crezut că o să se anunțe atâția recitatori, mai ales de la noi, din Serbia, din provincia Voivodina. Dar iată că au răspuns apelului și am avut în jur de 68 de recitatori, cred eu, la mai multe categorii de vârstă. A fost o ediție bine organizată, ne-au și sprijinit unii sponsori, așa că organizatorul, noi, Sâla Tibiscu și Biserica Ortodoxă Română din Uzdin, putem fi pe deplin mulțumiți că am dus la bun sfârșit încă o ediție a acestei emblematice manifestări culturale, care este concursul de recitatori Buna Vestire. Acum ne îndreptăm privirile spre o altă manifestare care va fi luna viitoare, simpozionul internațional Oameni de Seamă ai Banatului, când vom avea în prima zi și asta o întâlnire cu presa locală din Banat. Bunica de Ștefan Octavian Leosif. Cu părul nins, cochii mici și calți de doieșie, aievea parcă văd aici, icoana firavei bunici, din fragedam pruncie. Torcea, torcea, fus după fus, din zori și până seară, cu furcan brâu, cu gândul dus, era frumoasă de nespus în portul de la țară. Căta la noi, așa de blând, senină și tăcută, doar suspina din când în când la amintirea vreunui gând din viața ei trecută. De câte ori priveam la ea, cu dor mi-aduc aminte, sfiala ce mă cuprindea, asemănând-o în mintea mea, duminicii preasfânte.
Participanților s-a adresat pe lângă Vasile Barbo și Daniel Magdu, președintele Consiliului Executiv al Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia, Adina Matei din Arad, iar la începutul concursului Buna Vestire, fetițele Daria și Anastasia Căta din Petrovăsâla au interpretat o melodie numită Românie, Românie. Gheorghe Rancu din Șopătul Vechi a inaugurat manifestația din acest an. Ca președinte al juriului, sigur că mi-a revenit o sarcină destul de grea, dat fiind faptul că au fost foarte mulți concurenți, au fost foarte buni în interpretarea tuturor secțiunilor la care s-au înscris, dar am observat și faptul că am avut o întrecere și între cei care au pregătit acest concurenț. Mă bucur pentru faptul că până la urmă am reușit să alegem dintre cei buni pe cei mai buni și să-i răsplătim cu diplomele pe care le-au primit. Vreau să remarc încă o dată faptul, pentru că nu vin pentru prima dată la această manifestare la Uzdin. Acest festival de recitare Buna Vestire, care se duce la Uzdin în fiecare an, adună din ce în ce mai mulți copii, din ce în ce mai buni în ceea ce privește pregătirea lor în arta poeziei. Rămân surprins în același timp și de modul cum este privit acest concurs de către mass media din Serbia, dar fiind faptul că sunt prezenți întotdeauna acolo unde trebuie și la locul potrivit. Ca și președinte al jurului, țin să mulțumesc reprezentanților mass media pentru acest efort pe care îl fac să fie mereu în mijlocul oamenilor, acolo unde se întâmplă ceva. Pe lângă faptul că sunt directorul școlii, sunt și membră în Asociația Străjerii Cociubei, o asociație care promovează valorile românești, valorile sănătoase ale românilor, elemente de bază, zic eu, în educația copiilor. Am început colaborarea cu românii de aici, de la dumneavoastră, din Uzdin, anul trecut, când am participat tot la acest festival, dar atunci am fost doar simpli spectatori. Simțind emoția celor de aici, am gândit că anul acesta să venim și noi cu două momente de recitare în grai. Și anume, am pregătit un grup de 3 copii care vor recita o poezie numită Dracu Gin Podrum. Noi nu suntem din Banat, noi suntem din Ardeal, venim de pe Valea Crișului Alb, iar o altă poezie pe care o vom recita noi adulții, respectiv cei doi fondatori ai Asociației Străjerii Cociubei, care se numește La Pețât. Sunt poezii cu o mare doză de umor, distractive, zic eu. Sper să vă fie pe placul dumneavoastră. Noi, mai mult adulții, le recităm pentru a promova vorbirea în grai, pentru a promova valoarea sănătoasă a românilor. De câți ani aveți colaborare cu domnul Barbu? Colaborăm, cum v-am spus, de anul trecut. De anul trecut, eu cel puțin, l-am cunoscut de anul trecut. Colegul care este fondatorul Asociației Străjerii Cociubei îl cunoaște de mai mulți ani, am înțeles. Dânsul, fiind ziarist de profesie, a colaborat cu românii din Serbia în speță cu românii de pe Valea Timocului pentru schimburi de tineri. La manifestare s-a desfășurat următoarele categorii de recitatori: preșcolar, elevi ciclu inferior al școlilor generale, elevi ciclu superior al școlilor elementare, elevi de școlii medii, studenți, recitatori adulți, poezie religioasă, indiferent de vârstă, și poezie în grai bănățean. La categoria elevilor ciclu inferior au obținut următorii recitatori. Locul întâi a fost acordat lui Una Șoșdean de la Școala Elementară Sfântul Gheorghe din Udin. Premiul 2 a fost conferit lui Alexandru Ucherescu din România și Maria Lința de la Școala Elementară Sfântul Gheorghe din Udin a obținut locul 3. La categoria ciclului superior, premiul 1 a revenit lui Angelina Dan de la Școala Elementară Alexandru Sabovlev din Ecca, premiul 2 a fost acordat lui Nevena Stamenković de la Școala Generală 3 Octombrie din Sfânt Mihai și locul 3 a revenit lui Marius Păriosu, elev de la Școala Generală Sfântul Gheorghe din Uzdin.
În țara lui Mure în gură, totul mi-este pe măsură. Când mă scol de dimineață, nu la 7, ci la 10. Vin eu, tavă cu dulceață și un pahar cu apă rece. Și dulceața zice, ia-mă! Și paharul zice, bia-mă, ia-mă, bia-mă. Ușor de zis, însă gura s-o deschizi nu-i deloc așa ușor. Ajutor! Ajutor? Lingurița grijulie-mi deschide gura mie. Hei, așa mai merge, zic, dacă mă ajuți un pic. În țara lui Mură în gură caște o gură cătușură. Și îndată-ți pică neam tot ce vrei și tot ce-ai vrea. Sărmăluțe în foi de viță, supă caldă, tocăniță, cozonac, compot, halviță, crnăciori și ciulama, murături, etc. Lecțiile stau pe masă, dar de lecții nici nu-mi pasă, ele singure se fac. Dragă aritmetică, nu știu ce te împiedică să rezolvi vreo 3 probleme. Eu de fleacuri nu am vreme. Draga mea gramatică, nu fi antipatică, nu fi zău nesuferită și transcrie într-o clipită exercițiile mele. Vezi că eu n-am timp de ele. Hai, draga mea istorie, n-am chef să am memorie. Ține minte tu mai bine cine s-a luptat cu cine, în ce an și în care loc. Eu să învăț n-am timp deloc. Toată ziulica, ați văzut? Nu fac nimica și programul nu se încarcă. Astfel nu e de mirare că ceva mă îmbie parcă și mă trage la culcare. Oh, mi-este somn de pic. Și apoi, prea mult am vorbit cu voi. Când vorbesc mai mult, ișor obosesc îngrozitor. În țara lui Mură în gură, somnul repede te fură. Nici n-ai timp să spui la lună. Noapte bună. Categoria elevilor de școli medii, locul întâi, a fost înmânat lui Simona Gebzan Zeman de la Liceul Borislav Petru Brața din Vârșeț, premiul 2 a obținut Gabriela Natalia Băbuț, la fel de la Liceul din Vârșeț, și premiul 3 a fost acordat lui Marina Pincu, tot de la Liceul Borislav Petru Brața din Vârșeț. Romanță meschină, de Ion Minulescu. Dacă ai crezut că ar fi putut să fie ceva mai mult decât ce a fost, te-ai înșelat. N-a fost decât un început de nebunie de care întâmplător ne-am vindecat. N-a fost decât un zbor de triolete pe care un poet le-a scris în vis. În cinstea celei mai frumoase fete și-a nebunit de îndată ce le-a scris. N-a fost decât ce nu se poate spune decât cu ochii închiși și pe noptat. În ritmul unui început de rugăciune pentru iertarea primului păcat. N-a fost decât ce a trebuit să fie. Și dacă a fost cu adevărat ceva, n-a fost decât un strop de veșnicie, deprins dintr-un meschin ecatera. Când vine vorba de poezie religioasă, următorii recitatori care au obținut premii sunt: premiul întâi i-a revenit lui Angelina Dan de la școala elementară Alexandru Sabovlev din Ecca, locul 2 a fost înmânat lui Janeta Dancea Achimescu din Timișoara, România, și premiul 3 a fost acordat lui Nectare Anastasie Tăpălagă, elev de la școala elementară 3 octombrie din Sân Mihai. Veni un înger să vestească alegerea dumnezeiască, să fie mamă celui care prin jertfă să ne dea iertare. La sărbătoarea de vestire începe cucul o zidire, să-și facă cui pentru clocit, cine-o mai fi acest vestit. Rămase în viacuri moștenire, păcatul lui spre ispășire, ursit să n-aibă cuibul lui, nici dragostea urmașului, fără să-i dea o sărutare, nici să-l învețe cum să zboare.
Poezie în grai bănățean, locul întâi a fost conferit lui Simona Cebzan Zeman, liceu Borislav Petru Brața din Vârșeț. Apoi premiul 2 a revenit lui Una Șoldean de la școala elementară Sfântul Gheorghe din Udin și locul 3 a fost acordat lui Patricia Paula Belcotă de la școala gimnazială din Dalboșeț, România. Marele premiu a fost înmânat liceului Borislav Petru Brața din Vârșeț.